Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky și Daniel Pavel. Kaimunai Gaz este o mare companie din Kazahstan. Kazahstanul fiind un stat foarte mare, foarte important din Asia Centrală, este al 9-lea stat ca mărime din lume. Este un mare producător de petrol și gaze, exploatează în anul acesta, cred că ajunge la 83 de milioane de tone de țiței. Dacă spunem că România consumă cam 12 milioane de tone pe an, vă dați seama cam la ce nivel de exploatare în domeniul petrolului, dar și al gazelor, se află Kazahstan. Mai mult, este numărul 3 în lume în producția de uraniu, dezvoltă la momentul acesta niște proiecte foarte curajoase și foarte importante, în care chiar și statul nostru ar fi interes și ar putea să fie implicat, dacă am avea o relație bună și cu Kazahstanul și în speță cu Kaimunai Gazul. Iată, este vorba de un canal foarte important care va lega Marea Caspică, aflându-se undeva în partea de sud-vest a Kazahstanului, deci Kazahstanul are deschidere la Marea Caspică, deci va lega Marea Caspică de Marea Azov, Marea Azov fiind cea care are legătură cu Marea Neagră. Acest canal reprezintă o operațiune care va costa 24,5 miliarde de euro și cred că pentru multe companii din România ar fi o mare oportunitate să lucreze în acea zonă. Mai mult, pe acest canal ar urma să se realizeze legătura între exploatările de petrol din Kazahstan, potențialul acestora fiind foarte mari, și, bineînțeles, Marea Neagră și apoi Marea Mediterană și, bineînțeles, Europa. Va fi un canal maritim, nu? Un canal maritim, sigur, un canal maritim foarte important. Mai mult, Kazahstanul intenționează, dacă acest canal maritim, și sunt zile hotărătoare în aprobarea acestei mari operațiuni, se va realiza, să construiască și o autostradă care leagă China de Kazahstan. Această autostradă conducând la un moment dat, probabil în viitorul foarte, nu foarte îndepărtat, la deturnarea, spunem între ghilimele, a cel puțin 5% din exportul Chinei spre Europa. Asta înseamnă, din calculele făcute de către analiști, numai pe taxe, Kazahstanul va câștiga 3 miliarde de euro în fiecare an, iar China, bineînțeles, îi va fi facilitat exportul de produse. Haideți să ne gândim ce ar însemna pentru Marea Neagră, pentru că, până la urmă, Marea Neagră este un cap de pod strategic în toată această construcție pe care eu v-am prezentat-o acum. Deci, Marea Neagră, companiile noastre care, portul nostru de la Marea Neagră. Deci, iată, sunt niște oportunități extraordinare pe care noi le-am putea exploata dacă am avea o relație bună cu Kazahstanul și cu Kaimunai Gaz. Ceea ce spuneți, pentru că dumneavoastră veniți și puneți această, să spunem, afacere Rompetrol, această companie și ceea ce se întâmplă în aceste zile la ea, veniți să puneți într-o notă constructivă, într-o notă de deschidere de afaceri și nu de conflict, pentru că, iată, acum, vrând nevrând, nu ne aflăm într-un conflict, în sensul că, iată, ANAF a pus sechestru asigurător pe bunurile companiei. Nu știu, cred că se continuă vechiul conflict și vechea atitudine anti-Patriciu. Să fie foarte clar pentru toată lumea. Deci, domnul Patriciu este un mare om de afaceri, a reușit să ducă compania aceasta la acest nivel la care a fost preluată de Kazahstan. Statul român, să spun, s-a dovedit un administrator mai puțin pregătit decât acesta și, bineînțeles, că a ajuns în situația în care a ajuns, pe care, ca și în orice situație de criză, întotdeauna există o oportunitate. Haideți să exploatăm această oportunitate și probabil că vom recupera de 10 ori mai mult decât cele 6-7 milioane de dolari. Oportunitatea constă într-o relație constructivă cu Kaimunai Gaz. Noi, la momentul acesta, deținem 44,6% din capitalul Rompetrol, alături de o mare companie. V-aș spune că această companie, Kaimunai Gaz, a realizat parteneriate foarte importante cu liderii mondiali. Iată, vă dau un simplu exemplu. Există o companie mixtă cu Chevron, Statele Unite ale Americii. Deci, o companie mixtă cu liderul mondial de necontestat în domeniul petrolier. Deci, din punctul de vedere, cred că acum se deschide o cale pentru a realiza o construcție și, de multe ori am spus, dacă vrem să ieșim din această situație în care luăm din banii pensionarilor și a copiilor,
Nu putem face acest lucru decât prin construcție inteligentă. Haideți să încercăm să fim și noi inteligenți din punct de vedere economic, pentru că toată ziua, pe toate canalele de televiziune și de radio, prezentăm această necesitate ca și românii să fie inteligenți din punct de vedere economic. Vedem că toți cei din jurul nostru și din Europa fac acest lucru. Vedem că la masa președintelui Kazahstanului și în special la masa președintelui Rusiei și a primului ministru din Rusia vin toți liderii mondiali. Și vin, ați văzut, cu capul plecat de multe ori, chiar și liderul de necontestat american. V-aș mai da o informație foarte importantă. O relație de colaborare. O relație de colaborare constructivă. Sunt state foarte, foarte puternice din punct de vedere economic. V-aș mai da o informație. La momentul acesta, Rusia împreună cu Kazahstan, Azerbaidjan și Iran construiesc un gen de asociație OPEC. Deci OPEC-ul, versiunea OPEC pentru Asia Centrală. Deci vă închipuiți ce putere mare petrolieră va fi în această zonă. Chiar și președintele României, după cum știți, a demarat realizarea unui proiect care se numește AGRI, adică Azerbaijan, Georgia, România Interconector, prin care gazele să fie aduse spre Europa și spre România prin procedura clasică de lichefiere, la Marea Neagră, la port la Marea Neagră, la Constanța. Deci iată că și noi suntem interesați de anumite proiecte pe acea zonă. Deci eu cred că la momentul acesta nu trebuie să pierdem această oportunitate în relația cu Kazahstanul, să o folosim inteligent și să uităm de această furie împotriva lui Patriciu, pentru că Patriciu nu mai este acolo, s-a terminat. La momentul acesta discutăm cu Kazahstanul. O întrebare ca o concluzie vis-a-vis de această temă. Vedeți primele indicii că statul român ar avea această deschidere către această abordare constructivă sau sunt încă cantonați nu, în această potrivă, treabă deci, din potrivă, conflictuală? Așa cum noi românii suntem obișnuiți să dăm cu stângul în dreptul, la momentul acesta se pregătește o mare campanie în instanță împotriva Cai Munai Gaz și bineînțeles că sorți de izbândă 0,1%. Deci aceasta este rata de succes pe care eu consider că statul român o va avea în lupta cu Cai Munai Gaz, 0,1%, și o spun după ce am analizat foarte bine toată documentația și toată legislația în vigoare. Se vorbea zile trecute pe un canal de televiziune referitor la codul civil. Codul civil exact, care da. Prevalează. Și o inepție. Codul civil în această situație nu are niciun fel de implicare, având în vedere că aici nu există creditor și debitor. Aici e o operațiune comercială de emisiune de obligațiuni și pentru orice economist de talie medie sau chiar mai redusă, cunoaște foarte bine că o emisiune de obligațiuni nu prevede și nu presupune un debit și un credit, adică un debitor și un creditor. Deci atunci codul civil nu se poate aplica. Din punctul meu de vedere, aș face o previziune, având în vedere că specialitatea mea principală este asistența în domeniul litigiilor și după cum știți am mai avut un litigiu foarte mare cu fiscul între anii 2005-2007, atunci când am reușit să câștig speța ADU versus fisc pentru o sumă de 800 de milioane de euro. Când deci celebra speța cea cu celebra litigiu speță... pe taxele vamale exact. Și pe, nu, pe deci impozitarea... Poate a fost cel mai mare litigiu din istoria fiscului din România și anume 800 de milioane de euro. Când am reușit și după 2 ani de zile de luptă cruntă cu fiscul din România, să demonstrăm că, de fapt, acea datorie era închipuită, ea a fost anulată și după acest erori eveniment... Acolo unde erau? Erau niște facilități acordate. Nu mai vreau să intru în amănunte, dar da, după acest eveniment a fost posibilă privatizarea companiei cu Ford. Situația România, de acolo împiedica privatizarea. Privatizarea. Și eu vă spun acum, bazat deci pe o anumită experiență profesională în domeniul litigiilor, mai ales, după cum știți, la ABAB am gestionat 5 miliarde de dolari, valoarea creanțelor și am avut foarte, foarte multe litigi în instanțele de judecată. Deci eu vă pot spune acum, bazat pe expertiză și pe experiență, că șansa sau rata de succes a statului român va fi de 0,1%, 99,9% Cai Munai Gaz va câștiga în instanțele de judecată, poate și românești, dacă nu la ICSID, la instanța specializată de la Washington. Și vă mai spun acum și vreau să mențineți înregistrată această emisiune, statul român va plăti în jur de 1 miliard de euro despăgubiri pentru anii 5-6 ani care sunt așteptați de procese naționale și internaționale către compania Cai Munai Gaz sau Rompetrol în speță. Deci, la momentul acesta, noi asistăm la o
teribilă lovitură dată statului român prin faptul că compania de care vorbim, Caimunai Gaz, va câștiga procesul în instanțele de judecată române și străine, iar statul român va trebui să plătească pe fiecare zi toate daunele și pagubele și despăgubirile pe care le va solicita Caimunai Gaz, care eu vă spun la momentul acesta că vor atinge aproape 1 miliard de euro. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky și Daniel Pavel.